Strania moartea unei voleibaliste din România, campioană multiplă la noi și în Grecia, provoacă o undă de șoc în tot sportul european. S-a stins subit din cauza unui infarct, fără să se fi plâns de probleme de sănătate. Medicii vorbesc despre periculosul sindrom al inimii de atlet. Sportiva ne-a reprezentat la campionatul mondial și a cucerit 15 trofee în Grecia, unde a devenit idol la celebra echipă Panathinaikos Athena. O procesiune amuțită de șocul dispariției neașteptate i-a dus aseară ultimul omagiu Ruxandrei Dumitrescu la Sibiu, unde antrena o echipă de junioare. Sportiva care a murit pe neașteptate la 46 de ani era o legendă a voleiului. În 1994 reprezenta România la campionatul mondial din Brazilia. Trei ani mai târziu se transfera în Grecia și avea să devină una dintre cele mai adulate jucătoare de la Panathinaikos. Semn că a fost unică pentru echipă, clubul nu a mai dat niciunei sportive tricoul cu numărul 9 în care juca ea. Naționalizată în Grecia, Ruxandra a fost și în lotul național elen și a primit două titluri de cea mai bună jucătoare. Era o femeie extraordinară, de altfel o voleibalistă senzațională a României, una dintre cele mai mari jucătoare ale României din istorie, capitan la Panathinaikos, singura jucătoare la căruia i s-a retras numărul. Clubul pentru care a făcut istorie în Grecia i-a adus un ultim omagiu impresionant. Profunde condoleanțe pentru pierderea neașteptată a capitanului iconic, este mesajul postat pe site-ul oficial. Ruxandra Dumitrescu a început să se simtă rău sâmbătă seară după ce terminase un turneu cu echipa pe care o antrena. Acesta a fost ultimul meci în care și-a condus sportivele. A doua zi, colegii și elevele aveau să afle că a fost răpusă de infarct. I-a blocat, nu știu ce, arteră. Avea probleme de sănătate? Nu. I-a jucat atâția ani de zile, 20 de ani a jucat și nu a afectat-o nici cum. A venit vestea ca un... Tot timpul era cu zâmbet pe buze când intra în sală. Pot să spun că aia a fost viața ei, voleiul. M-a ajutat foarte mult. Nu fac de mult timp volei, dar am învățat foarte multe chestii de la ea. Mereu va rămâne în inimile noastre și nu vă putem uita. A fost prea brusc, mult prea brusc. Nu știu să fi avut probleme de sănătate vreodată. Medicii spun că Ruxandra ar fi fost răpusă de sindromul inimii de atlet. Afectează cordul sportivilor de performanță și este greu de identificat. Altă variantă ar fi o afecțiune nedescoperită. Înainte de a simți, de a fi, avea orice semnal de alertă, în plină sănătate li se oprește inima. Este consecința unei leziuni probabil critice a arterelor coronare. Erau obișnuiți cu sportul, dar aveau leziuni cardiace, în general congenitale, pentru că sunt tineri. Ca Ruxandra, cu o condiție fizică ireproșabilă, alți sportivi au murit și ei subit. Cătălin Hâldan, fotbalist la Dinamo, s-a stins la 24 de ani după ce a făcut accident cerebral în timpul unui meci. Tot pe teren a pierit Patrick Ekeng, jucător la același club. Avea 26 de ani și a căzut brusc pe cazon din cauza unui stop cardiorespirator. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.